șoseaua de centură nu s-a finalizat și nu se dă niciun semn. Șoseaua de centură a Rădăuțului și a Fălticeniului, care erau și ele pe țeavă și trebuiau demarate, nu s-a întâmplat nimic. Drumul Suceava-Botoșani, lansat cu mare pompă, au plimbat niște camioane cu piatră și nu se întâmplă nimic. Drumul de pe Valea Bistriței Aurii, de la Iacobeni spre Borșa, nu se întâmplă nimic. Uitați-vă unde-i computerul tomograf performant al USL-ului care trebuia să-l aducă la Spitalul Județean Suceava. Vă dau numai acest exemplu. Țineți minte că ni l-au tăiat, îl aveam primul pe listă, ministrul Ridley îl aprobase, nici în ziua de astăzi nu s-a întâmplat nimic. Pârtia deschide de pe Rarău, subiect de discuție și de dispută între mine și ministrul turismului, nu se mai întâmplă nimic. Moare tot în zona Câmpulungului, au investit oamenii în pensiuni, au investit în centre spa și sunt în faliment cu sechestru de la bănci pentru că zona turistic nu se mai dezvoltă. Centrul Cultural Bucovina, de asemenea, a înghețat această investiție și avem nevoie de așa ceva. V-am dat doar câteva exemple care mă întristează și cred că pe toată lumea întristează lipsa unei perspective aici la Suceava în ce privește alocarea de fonduri. Nu contăm. Proiectele de apă și canal abandonate, țineți minte, semnate din fondul de mediu, nu se mai face nimic. Digurile pe Valea Sucevei de la Brodina în Vale, nu se mai lucrează, nu s-a lucrat nimic. Pe Valea Moldovei, la Cornul Luncii, de asemenea. Gheorghe Flutur a criticat și faptul că actuala conducere a Consiliului Județean Suceava nu face eforturi pentru promovarea Bucovinei. Ce am observat și vă spun la modul foarte sincer, o apatie și o lipsă de vlagă în promovarea Bucovinei, oameni buni. Și asta se simte inclusiv în gradul de ocupare în pensiuni, că sunt la 70-80%, dar e loc de mai mult. Toate evenimentele care ar trebui făcute pentru promovarea zonei trebuie să aibă suflet. De ce moare Asociația Produs în Bucovina? Nu mai vedem. De ce alte evenimente sau acțiuni care câștigase un brand nu se mai fac? Doar pentru că veneau de la cei care astăzi suntem în opoziție? Nu cred că este corect. Eu cred că trebuie să fim mult mai curajoși și cei care conduc astăzi județul, ei în primul rând, trebuie să fie mult mai curajoși, aș spune, mai insistenți inclusiv la șefilor de la București să promoveze Bucovina pentru că merită. Ne iau înainte alte zone. Uitați-vă din nou concentrarea de turism nu numai pe Valea Prahovei și Brașov, dar tot ce înseamnă Carpații de Sud,